În primul rând, spunem bun venit la această întâlnire, am putea spune, culturală, în care ne vom bucura împreună de lansarea unui volum. Este un volum cu multe peripeții, am putea spune. Este un volum mult așteptat, cel puțin de mine, Răzvan Bucșeu sunt, din nou onorat să prezint o astfel de, putem spune, bucurie culturală, debutul unui volum de poezie scris de, iată, această tânără minunată, Carolisă, chiar aici, în cadrul Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung. Ea nu a ales întâmplător acest loc și ne va spune despre ce este vorba, deoarece, în cadrul întâlnirii noastre de astăzi, vom avea o lansare mai non-conformistă, am putea spune, și o să vă rog să mă scuzați când răceala te ia prin surprindere, trebuie să mai facem și modificări tehnice, așa că, dacă vedeți că la un moment dat apare mapa dreptul feței, să știți ce e cu ea. Bun. Hai să începem așa. Miruna, în primul și în primul rând, o să te rog să ne spui de ce ai ales Colegiul Național Pedagogic Carol I pentru această lansare. Bună ziua! Iată că a venit și momentul de a vorbi, Răzvan, și lăsați să vorbești până cu mine. Este foarte greu să mă exprim. Sper că până la final acestui eveniment cultural, ca să merg pe urmele tale, sper să transmit emoția și sper să transmit ideile pe care le am, să ajung la dumneavoastră în forma cea mai pură, cea mai nealterată. Emoțiile sunt umane și am înțeles că prin prisma lor trăim. Acest loc, să luăm loc, este o carte scrisă în perioada liceului. Este o carte cu peripeții, foarte multe peripeții și Răzvan știe foarte bine prin ce a trecut această carte. Cred că asta o face și valoroasă. Valoroasă este un termen pe care dumneavoastră îl veți aproba sau dezaproba după ce o citiți. Am scris această carte în cei 4 ani de liceu. Nu m-am așezat niciodată la masă să scriu și la final să am o carte. Am scris pur și simplu, au venit gândurile și ne-am lăsat să existe acolo unde eu am considerat că e cel mai potrivit. Bineînțeles că după familie și după acasă, care e cel mai apropiat loc pentru un licean? Liceul, bineînțeles. Nu cred că puteam să lansez cartea într-un apartament. Nu cred. Dar vreau, te rog, Miruna, să spun că ai ales un loc minunat. Vreau să le transmitem de la început mulțumirile noastre gazdelor de aici. În primul și în primul rând îl salutăm cu deosebit respect pe domnul director George Arabu. Dumnealui ne-a oferit, ca de obicei, tot sprijinul necesar și, bineînțeles, este prezent aici în cadrul acestui eveniment. Și ne bucurăm foarte mult pentru că am văzut colegii de Mirunei în sală, am văzut de asemenea profesori pe care ea i-a avut, am văzut reprezentanți mass media pe care i s-au dat cu deosebit respect și mă bucur foarte mult pentru că astăzi vom avea pe parcursul prezentării acestei cărți și un mic interviu pe care vom realiza împreună cu Miruna. Vor fi surprize muzicale pregătite de doi caroliști deosebiți, doi caroliști pe care probabil de-a lungul timpului mulți dintre dumneavoastră i-au remarcat. Ne referim la Felicia Renescu și Răzvan Manole și pentru acest loc minunat în care ne aflăm aici, la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, aș zice să oferim un rând de aplauze alături de mulțumirile noastre chiar de la început. Martin Sorescu spunea în frumoasa poezie, dacă nu cer prea mult, ce va cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O carte, o sticlă de vin și o femeie, doar, dacă nu-ți cer prea mult. Cer prea mult, îți tăiem femeia, te-ar ține de vorbă, ți-ar încurea capul cu flecuri și n-ai avea timp să-ți pregătești cursul. Te implor, tai în cartea. O scriu eu, Doamne, dacă am lângă mine o sticlă de vin și o femeie. Asta aș dori, dacă nu cer prea mult. O să continuăm de-a lungul discuției noastre cu această poezie pe care am ales-o ca emblemă pentru evenimentul nostru de astăzi. Și avem în vedere că ne referim la o tânără autoare, că ne referim la cartea, iată, pe care o avem aici, o carte lansată înainte de pandemie în lumina tiparului, dar
oficial prezentată astăzi, după atât de mult timp. Nu o să spun mai nimic despre acest volum, deoarece doresc să-i mulțumesc de bine, i-am fost onorat să scriu prefața acestei lucrări. Consider că tot ce am vrut spus despre ea am notat acolo. Mă bucur foarte mult să vedem în sală pe domnul Sorin Durdun. Este de asemenea, pe lângă faptul că ne referim la un jurnalist cu foarte multă experiență, ne referim și la un scriitor de renume și dumneavoastră poate va avea bucuria să ofere de asemenea un punct de vedere despre acest eveniment. Dar, până una alta, aș propune așa, să începem în stilul versurilor unei melodii pe care am auzit-o recent, de la Click Music și Ada Barbu, în melodia respectivă, din fericire pentru toată lumea, asta să-i știți, nu o să cânt. Deci, putem să ne asigurăm acest lucru, îi lăsăm pe specialiști să facă acest act artistic puțin mai târziu, însă o să vă spun câteva lucruri, mai exact versurile care mi-au atras atenția și pe care le corelăm cu titlul acestei cărți. Luminile le-am aprins, în inima mea e speranța să faci din viața mea vis, din visul meu să faci viață, pictează-mi cu zâmbet pe față, pace în mintea îndrăzneață, sufletul ce cu iubire se răsfață. Cred că, în primul rând, dacă ar fi să ne referim la această carte, ar fi vorba despre iubire. Și aș fi curios, și cred că dumneavoastră de asemenea, să aflăm chiar de la Minula cum s-a născut această idee, cum a prins ea conturi. Miruna, te rog. Înainte de a povesti despre conturul pe care l-a prins această carte prin timp, bineînțeles, trebuie să menționez și mă simt mai mult decât bucuroasă să spun că dacă nu aș fi avut lângă mine oameni și dacă nu aș fi dezvoltat într-un mediu extraordinar și aici pot face referire la două instrumente care au fost esențiale în parcursul meu umat până acum, familia și liceul pe care l-am traversat cu bine, zic eu. Bineînțeles că toate aceste idealuri devin realitate în momentul în care oamenii din jurul tău, din fața și din spatele tău, în același timp, sunt aceia care îți dau un avânt. Pentru că ai menționat de mulțumiri, nu știu exact cam câte ar trebui să-i aduc domnului director pentru că a găzduit acest eveniment astăzi. Dumnealui știe de carte și cred că una dintre cele mai emoționante și surprinzătoare momente pentru mine. A fost momentul în care i-am dat, înainte de vacanța de vară, domnului director, un exemplar din volum. S-a uitat în ochii mei și mi-a spus, bravo, avrame, ceea ce pentru mine a costat enorm. A fost un lucru extraordinar. Am plecat acasă și toată vacanța de vară am stat și m-am gândit că trebuie să facem o lansare de carte. Bineînțeles că piedicile au fost, dar nu au fost mai puternice decât dorința, după cum bine puteți vedea, suntem astăzi aici. Mă simt mai mult decât fericită și știu că astăzi este o zi de weekend, este și foarte plic afară. Sunt sigură că ați fi avut multe alte lucruri de făcut acasă, dar mă simt specială și norocoasă că m-ați ales. Sper să mă comport la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Și mulțumesc încă o dată atât găzduirii, cât și prieteniei cu care a fost tratată, deschiderii. Îmi amintesc că am sunat-o pe doamna Radu într-o seară, am venit de la grădiniță, după ce mintea mea a fost foarte mult timp această idee a lansării și i-am întins, i-am oferit pe tavă ceea ce mi-am propus să fac. Și mi-a spus că mă sună să-mi spună exact. M-a sunat peste 30 de secunde și mi-a zis că se face. Faptul că a durat atât de puțin timpul de gândire mi-a demonstrat că sunt binevenită. Când vin acasă, vin la mama, vin la tata și vin la peza. E foarte emoțional, sper să nu am prea multe emoții și, repet, v-am promis de la bun început că sper să ajungă cuvântul meu nealterat la dumneavoastră, dar cu micile scuze de rigoare, nu-ți mă atunci răcit, eu sunt prea emoționată, le completăm. Să vorbim așa, pusă și eu, cum să spunem, ca să facem și un mic felul, nu? Pe ideea aceasta. Și o să avem o precizare în cantitate de realizatoarea de emisiunii Talk Show, pe școală veche, în format câștigătoare a bancarea de informații la Mușcea TV, sunt onorat de faptul că întreaga discuție va fi, de asemenea, integrată și în emisiune.
După cum spuneam, noi avem și colegii de la Club TV aici și prezenți cărora le mulțumim de asemenea. Și, bineînțeles, aș dori să adaug un aspect din culisele pregătirii acestei cărți. Din câte știu, Miruna este o mare fan, am putea spune, pentru un scriitor de renume din literatura noastră. Ne referim aici la unul dintre cei care poate au relatat cel mai puternic sentiment prin versuri, mai exact sentimentul iubirii. Ne referim la Nichita Stănescu. Și cu acest prilej aș dori să vă spun pe scurt o povestioară despre un om foarte în vârstă, care se spune că în fiecare zi se ducea în vizită la soția lui, care era internat în spital, suferea de o afecțiune gravă a memoriei. La un moment dat, o asistentă îl întreabă pe domnul respectiv, nu o spuneți, dacă îmi permiteți. Veniți foarte des la soția dumneavoastră, dumneavoastră și-a pierdut complet memoria, nici măcar nu știe cine sunteți. Iar domnul respectiv, după o scurtă pauză, i-a răspuns, da, dar eu știu cine este ea. Dar nu mai funcționa foarte mult treaba asta și aveți cuvântul meu de onoare că și acum îmi tremură inima și greu mi-am stabilit emoția pentru a prezenta acest moment și nu am fost foarte sigur dacă este cadrul potrivit. Pe urmă am decis să-l introduc, deoarece în cartea Mirunei consider că este vorba despre acest sentiment înălțător. Și cred că pentru că Miruna un punct de pornire din literatură a fost chiar opera lui Nichita Stănescu, așa cum spuneam, nu? Eu sunt și mă declar fi o mare fană a neodemnistului nostru, Nichita Stănescu. De ce? Pur și simplu, simpla și prima lectură pe care îi oferi este suficientă. Este poetul care nu-i tremură mâna atunci când ține condeiul în mână. Este poetul care totdeauna a făcut lumină chiar și peste cele mai complexe versuri pe care le-a avut. Și pentru mine a fost nu doar un model, ci un întreg etalon. Pentru mine poezia are diverse referințe și aici putem enumera până de seară exponenți foarte importanți, dar Nichita Stănescu rămâne și trăiește în continuare în gândul meu ca fiind cel mai înălțător și cel mai puternic prin scriere dintre toți. În numele ochilor tăi, îmi pierd capul cu tot cu inima în el. A spus la un moment dat Miruna și, în acest sens, de asemenea, aș dori să menționăm, pentru că am deschis subiectul iubirii, un sprijin important pe care l-a avut și din partea prietenului tău. El este, de asemenea, prezent aici în sală și chiar aș dori să subliniem acest lucru. Din punctul meu de vedere, știu cât de important este să-ți fie iubită alături atunci când concepi un act artistic, atunci când produci un bun cultural și cred că pentru tine, Miruna, de asemenea, acest aspect a contat foarte mult în realizarea cărții despre care discutăm astăzi. Tocmai povestea este destul de alambicată și destul de amuzantă la același timp. Cartea, deși la multe dintre întâlnirile pe care le-am avut cu tine, am dezbătut și am spus că iubirea este elementul definitoriu și cel care ne ajută să ne raportăm atunci când o avem în față. Aș putea acusa și spune că este de fapt iubirea pentru tot și toate. Este dragostea părinților, este acasă, este amintirea, este tristețea, supărarea, este pierderea, regăsirea. Această carte are multiple elemente pe care eu le-am scris de-a lungul timpului. Este o carte scrisă cu și prin timp, după cum am menționat anterior. Este o carte care s-a desăvârșit în numele iubirii și pentru iubire, dar acest termen implică mult mai multe direcții și nu pot să pun degetul pe una dintre ele. De fapt, un amalgam este o surprindere, este o sinteză a tot ceea ce simte inima unui om pe parcursul mai multor ani. Da, Andrei este aici, n-aș vrea să extrapolăm și să facem din subiectul acestei discuții ceva extrem de emoționant, pentru că este destul de copleșitor, mai ales acum. Andrei a cumpărat cartea în 2019, cred că a fost prima persoană care a cumpărat cartea de la Libris. Eu nu am știut acest lucru,
Și după ce a citit-o, mi-a spus că i-a plăcut foarte mult. Am fost surprinsă pentru că eram la începutul relației și nu înțelegeam de unde are cartea. Apoi, în prima vizită la el acasă, am văzut că are cartea foarte atent așezată printre lucrurile lui cele mai de preț obiecte pe care le regăsesc în camera lui. Atunci mi-am dat seama că dragostea se întâmplă și există prin multiple gesturi, chiar dacă nu este un om bătrânit al poeziei, este un om mai pragmatic, este un om care preferă practic să facă lucruri. Eu sunt partea care zboară aceste relații, dar faptul că a avut încredere când am cumpărat cartea, faptul că a avut încredere când am oferit un feedback în legătură cu cartea, mi-a demonstrat faptul că a contat și că poezia a fost și l-a găsit în acel moment prin numele meu și sunt foarte mândră, a fost foarte emoționat în momentul în care mi-a spus, pentru că, într-un fel sau altul, am descris dragostea pe care o trăiesc cu Andrei dinainte să-l cunosc. Eu asta consider că s-a întâmplat în carte și acum când recitesc poeziile, dau seama că, de fapt, universul a lucrat, așa cum o face de fiecare dată. Dați-mi voie să mă ridic. Așa cum am spus, o să avem o prezentare mai dinamică și revenind asupra versurilor scrise de Marin Sorescu din poezia Dacă nu cer prea mult, timpul pe care îl vom oferi acum să se îndrepte către scenă pentru un prim moment muzical din această întâlnire pe care o avem astăzi, ne referim la acești tineri caroliști deosebiți, acești tineri minunați, Felicia Genescu și Răzvan Manole, ei vor fi împreună cu noi și cât își pregătesc prima interpretare pe care o vor avea aici cu noi, o să revenim asupra versurilor din poezie, după cum vă spuneam, mergem deja în mijlocul evenimentului, la fel și în conținutul poeziei. Ce vrei să iei cu tine, dacă s-ar pune problema? Să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O sticlă de vin și o femeie, dacă nu cer prea mult. Ai mai cert asta odată. De ce te încăpățânezi? E prea mult. Ți-am spus, îți tăiem femeia. Ce tot ai cu ea certa prigoană? Mai bine trăiați în vinul. Mă moleșește și n-aș mai putea să-mi pregătesc cursul. Inspirându-mă din ochii iubitei. Tăcere, minute lungi, poate chiar veșnicii, lăsându-mi se timp pentru uitare. V-aș propune să nu uităm și să ne bucurăm și să invităm chiar acum împreună cu noi Felicia Genescu și, desigur, după cum spuneam, Răzvan Manole este aici pentru pregătirea acestui moment. Simt să completez și să spun că eu pe Felicia am avut șansa de a o cunoaște virtual vorbind. O să vreau să iei și despre scaunul, ca să vreau să mă și pe cameră. Este de lumină, ca să este despre lumină. Am cunoscut-o pe Felicia într-una dintre emisiunile pe care tu le realizezi pe cabel și asta nu este pentru că ne cunoaștem Răzvan și că nu ne cunoșteam exact aceleași impresii. Și m-a emoționat îngrozitor de tare momentul în care a abordat discuția despre cum a influențat-o mama ei în tot acest demers pe care ea îl realizează. Doamna profesor Cristina Genescu, profesor universitar, este aici împreună cu noi în sală și v-aș putea să o aplaudăm și pe tine și pe Felicia. Și să aplaudăm cu acea bucurie pe care îi spuneam. Îndurăm foarte mult și cred că este momentul să facem așa, vedem legătura, nu știu, legătura de usturoi, legătura de ceapă, legătura în televiziune, în general, să vedem legătura. Eu nu o să vedem legătura, o să-i ofer cuvântul Feliciei și ea ne va spune despre ce moment muzical este vorba. Despre Felicia putem să spunem o mulțime de lucruri frumoase, inclusiv despre proiectul musical cu caroliștii, un proiect ambițios, un proiect dus pe cele mai înalte standarde ale calității și din partea acestor tineri ne așteptăm la noi și ne surpriză. Felicia, te rog! Mulțumesc, Răzvan! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Am fost surprinsă când m-a contactat Miruna, pentru că de bine de rău până acum nu am mai avut această ocazie și mă bucur foarte mult
că e oarecum un debut al meu și că are loc aici la Colegiul Național Pedagogic Carol I, fiind și Carol este de altfel. Și a fost o provocare, într-adevăr, pentru că Miruna are un stil aparte și o spun în sensul bun. Și cu mie îmi plac foarte mult provocările. Atunci când m-a contactat și mi-a spus ce piese ar dori să interpretez, am fost foarte fericită și le-am învățat destul de rapid. Sper să îi placă modul meu de interpretare și abia aștept să mă gândesc și pe dumneavoastră. Sunt convinsă, Felicia. Trebuie să mulțumesc faptul că eu cu Felicia am discutat 2 minute. După 2 minute ne-am stabilit ce o să facem astăzi. Cred că de aici putem trage concluzia seriozității pe care prof. Felicia o are. Mulțumesc să spun. Să zicem că n-am venit degeaba și
o să o rog pe Felicia să se îndrepte în zona scaunului de aici și aproape de pian, acolo unde Răzvan Manole tocmai a sosit. Și abia așteptăm să vedem despre ce este vorba. Este o surpriză și pentru mine, deoarece magat, eram pregătit, intram în verfă, zic, mă, să vezi acum, bag aici, discutăm despre poeții, dăm cuvântul invitaților și facem și trecem, deci ne mai bucurăm de a muzică. Așadar, Felicia Gănescu și Răzvan Manole ne vor încânta acum printr-o surpriză muzicală astăzi, aici, în cadrul lansării acestei cărți minunate, în prezența autoarei, între caroliști. Și dumneavoastră, dacă sunteți cu noi, sunteți parte din această mare familie a Școlii Normale, a Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpu Rog. Vă rog! Zilei Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpu Rog. Mi-aduc aminte de
emoțiile pe care le-am avut atunci, împreună cu doamna profesor Radu, pe care o salut cu deosebit respect și mă bucur că dumneavoastră este în sală cu noi, mi-aduc doar toate acele trăiri pe care le-am avut când trebuia să prezentăm un eveniment grandios. Era prima mea prezentare și erau niște emoții, să vă spun sincer, cam la fel de mari cum sunt și acum. Nu s-au schimbat multe. Emoțiile poți să le controlezi, dar din punctul meu de vedere, pe cele favorabile trebuie să le și păstrezi. Și în mod sigur, despre asta a fost vorba. Și dacă discutăm despre emoții, putem să ne gândim la acel fapt. Un înțelept chinez a spus că dacă noaptea nu dormi, înseamnă că ești treaz. Ei bine, s-ar părea că pentru poeți lucrurile stau altfel. Și cred că suntem curioși să aflăm, și o să rog pe Miruna de asemenea să ia loc, suntem curioși să aflăm mai multe despre procesul creației. Așadar, Miruna, spune-ne pentru tine, înaintea, iată, prezentării publice a cărții sau, de ce nu, a poeziilor tale, ce mecanisme utilizezi? Cum se desfășoară procesul de creație pentru tine? Poate părea foarte abstract, sau poate nu. Pe mine e poezia, pentru că acesta este, de fapt, mesajul zilei, este o întrebare și sună cam așa, pe tine unde te găsește poezia? Cred că despre asta a fost vorba în toată creația acestei cărți. M-am găsit poezia. Este cea mai sinceră afirmație pe care o pot face în acest sens. Am scris ziua, am scris noaptea, întotdeauna cu pixul și cu foaia în față. Am fost în permanență aproape nemulțumită, tot timpul mi-am dorit mai mult, tot timpul am încercat să ridic nivelul, am împărtășit cu oamenii speciali mie și cu oamenii pe care i-am considerat în măsura oferirii sfaturilor. Tot timpul am pus întrebări și cred că sunt oameni aici cu noi care pot afirma acest lucru, profesorii mei de limba română, cărora le sunt veșnic recunoscătoare. În permanență am încercat să surprind greșelile pe care le fac, să nu le mai repet. Sper că am și reușit să fac lucrul acesta. Cartea, după cum am spus mai devreme, nu a avut parte de un de organizare extrem de bine elaborată. A fost scrisă. Eu am scris foarte mult și la final au început să apară foarte multe poezii cu care m-am gândit că trebuie să fac un lucru bun, așa cum a făcut și poezia cu mine. Era într-un fel sau altul datoare poeziei pentru felul în care sufletul meu și-a modificat structura în tot acești ani în care am scris. Așa că luat naștere noapte cu arii de lună și nu pot să nu-ți spun, Răzvan, că tu ai fost unul dintre acei oameni care întotdeauna mi-a răspuns cu foarte multă credere. M-a ajutat enorm toată intervenția ta. Însă poate și cu duritate. Consider că un prieten adevărat este acela care îți spune ceea ce nu vrei să auzi. Pentru că eu știu, nu mai pomeni, extraordinar. Dar cred că așa nu putem să evoluăm. Și acum sper că Miruna nu te-ai supărat pentru unele critici pe care le-am avut, poate chiar într-un mod așa mai vehement, dar am considerat că tot ceea ce am făcut atunci a fost spre binele tău și dacă acest lucru a contribuit într-un mod favorabil pentru tine, ar fi extraordinar. Noi doi probabil că ne și înțelegem atât de bine pentru că suntem doi oameni foarte incomuni și îmi permit să fac această afirmație pentru că ne cunoaștem de ceva vreme și știm că sinceritatea noastră de cele mai multe ori este una aproape tăioasă. Răzvan mi-a oferit sfaturi și întotdeauna păreri extrem de sincere. Cred că asta a contat cel mai mult în relația noastră. La început aveam emoții, când am întrebat pe Răzvan ce părere are despre un lucru pe care îl fac, pentru că știam că să plec acasă aproape înlăcrimată. Acum lucrurile s-au schimbat, îmi dau seama că dacă nu aș fi auzit acele păreri sincere, probabil că nu eram astăzi aici sau am fost, dar nu la înălțimea așteptărilor. Într-adevăr și îți mulțumesc că am văzut aici în sală un copilaș foarte drăgălaș. Este extrem de dulce și mai ales prin faptul că are atitudinea aceea cu foarte mult bun simț. Și mă bucur că între noi sunt mulți tineri, sunt colegi de Mirunei
Aș dori să adaug un aspect foarte important, pe lângă faptul că Miruna este absolventă a Colegiului Național Pedagogic Carol I din Cumbrul, ea profesează în acest domeniu, a urmat profilul învățător-educator, din fericire păstrat și slavă Domnului că s-a întâmplat ca lucrurile să rămână așa cum erau normale să se întâmple, în mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și, în același timp, doresc să salut faptul că Miruna profesează în domeniul educației. Ea are foarte mulți copii despre care aș putea să vorbesc așa un pic și în numele lor și să zic că sunt foarte norocoși să aibă un astfel de cadru didactic. Și acum cred că ar fi necesar să o aplaudăm pe Miruna pentru că ea este un profesor așa cum în profesorul. S-au întâmplat cu o rapiditate uluitoare. Nici nu mi-amintesc când am dat titularizarea. În schimb, mi-amintesc multe dintre planurile de lecții pe care le-am elaborat, multe telefoane pe care le-am primit cu diferite modificări, cu diferite sugestii pe care domnii profesori au avut atâta răbdare, o răbdare dumnezeiască. Și uite care a condus astăzi într-un punct la care nu m-aș fi așteptat. Deși învăț să am răbdare, copiii mă învață o lecție extraordinară în fiecare zi. Să mă bucur. Nu contează de ce, nu contează cum, nu contează unde, să mă bucur. Și dacă tot ai adus în discuție despre faptul că sunt educatoare, cred că nu aș fi reușit să fiu educatoare fără ajutorul oamenilor care mă învață în fiecare zi. Unul dintre acești oameni este Mariana Forea. Eu am cunoscut-o în Brașov, mi-a tot aminte că am răcit la un moment dat teribil și m-am culcat de la ora 7. De dimineața când m-am trezit, aveam cred că 15 apeluri nepreluate. Mi-a arătat întotdeauna grijă, dragoste și face parte din acea categorie a oamenilor sinceri din viața mea. Și mulțumesc tare mult că a ajuns aici, la fel cum vă mulțumesc tuturor, este o mare bucurie pentru voi. Și aplauze. Sunt convins că domnul Sorin Durdur nu se aștepta la acest moment, tocmai de aceea cred că va fi unul și mai spectaculos. Așa ce trebuie să spun? Nu știu, ce trebuie ceva interesant cum era. Dar de ce mai interesant? Eu v-am chemat dumneavoastră de aici, preluați cuvântul, am plecat la doamnă și vă descurcați. Da, avem un astfel de carte, nu? Așa se spune. Chiar noapte cu aia pe lume. Noapte cu aia pe lumină. Inspirat. De ce? Pentru că întotdeauna lumina noaptea creează niște. Miruna vine de la mirare, deci înțeleg de ce Miruna iubește pe Nicita Stănescu. Da? Ce cu perfect ar fi fost acesta dacă n-ar fi avut un colț format. Nu? Și poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. Viața lui personală este praf și pulbere. Mai vrei să continui cu poezia, Miruna? Deci ți-am spus două lucruri pe care Nichita Stănescu le-a scris. Poezia asta nu s-a cuticiu. Deci, poetul nu devine, poetul se naște. Pierdem acest dar pe care Dumnezeu ni-l dă atunci când creștem. Priviți acei copii de acolo în sală. Ei sunt poezia. Peste 10 ani se miște. Miruna a rămas. A apucat pe acest drum. Este un drum greu. Un drum plin de sacrificii și obstacole. În primul rând, este un drum care trebuie să acumulezi foarte mult. Un drum în care nopți și zile nu-ți mai aparțin, iar când zici că ai ajuns undeva sus, acolo îți dai seama că intervine o altă responsabilitate, a fi tu în poezie. E greu până acolo, dar Miruna încearcă. Și este pentru mine îmbucurător acest lucru. Câmpul Lungul a dat câțiva poeți importanți și mă bucur că în Câmpul Lung se nasc poeți.
Nu vreau să vorbesc prea mult despre poezia minunii, în schimb am să citesc câteva poeme. Dacă îmi dă voie, Răzvan, dacă nu îmi dă voie, pot să plec. Așa cum am și venit. Da. De data aceasta, pentru domnul Sorin Durdun, fac o excepție. Vă rog, și ne bucurăm foarte mult pentru actul dumneavoastră de prezentare și abia aștept să văd selecția pe care ați făcut-o. Credință. Se ruga atât de mult la ochii ei, încât inima îi se făcu altar, iar sângele său era o icoană a Domnului. Miruna. Poezia. Poezia își rotește ochii spre muzică și clipește dragostea în oameni, de parcă aceștia n-ar fi avut un trup în care să ascundă zborul cuvântului. Distanță. Vorbeam de Nichita. Ascultați. Dacă ți-a spune că infinitul se-i cuibărește între două minți care își cântă una alteia, ai rupe din tine tăcerea? Miruna, tăcerea, o felicit și urez atât de multe casă. Unui mare poet care se cheamă Virgil Mazinescu și care sună așa. Spectacol pentru zidirea obrazului. Martorii înghit promisiuni dulci și poetul, un stâlp de sare, după un an, cine îl va mai recunoaște? Mulțumesc! Prezent astăzi în cadrul evenimentului, iar dacă dumneavoastră a deschis această carte minunată, eram foarte curios de chiar să vedem, am selectat și eu câteva versuri care mi-au atras atenția în mod special și pe care am considerat de dragul să le avem astăzi. O să ne adăpăm atenția asupra lor cât ne vom pregăti de asemenea pentru un nou moment muzical și cât își vor face demersurile necesare în acest sens colegii noștri. Suntem caroliști, indiferent de vârstă, o vorbă nu contează în ce generație ai fost, când ai fost, dacă ai fost odată carolist și a însemnat cu adevărat ceva pentru tine acest lucru, rămâi pentru toată viața carolist. Și este o mândrie, este o mare, mare onoare. Cred că putem să aplaudăm pentru această instituție. Această minunată idee, acest vis, iată, concept pe care noi îl ducem mai departe din momentul fondării de însuși regele, Carol I al României. După cum spuneam, poezia pe care am selectat-o din volumul Mirunei, bineînțeles cum putea să se numească aia pe care am ales-o prima dată, Iubirea. O fi a Bibelor de porțelan, dar dacă ne referim la poezia Mirunei, este mult mai mult de atât. Iubirea a fost întotdeauna un pas înaintea raiului. S-a întors în inima mea atunci când, de brațele tale, au început să curgă munții, iar peste fruntea ta a căzut sărutul meu, legat atent de Dumnezeu. Inception, în regia marelui Christopher Nolan, ca într-un vis. Și ca să faci diferența dacă ești într-un vis sau în realitate, se spune că trebuie să iei un titirez și să-l răsucești. Dacă nu se va opri, înseamnă că ești în vis. Dacă se oprește, înseamnă că ești în realitate. Dar ce faci atunci când citești o poezie de-a minunei? Te pierzi undeva la granița dintre vis și realitate. Mai ales dacă ne referim la poezia vis. Trecând de la dreapta la stânga, te scriu din iad spre paradis, fără să nu mă iubesc privirile tale care mă îmbracă în vis. Frumoasă când te privesc de jos în sus.
Când ochii tăi țes infinitul, m-am finit cu alta lumină și luminat aștept sfârșitul. Nu știu dacă poezia Mirunei este între dramă, comic sau, de ce nu, chiar tragedie. Până la urmă, vorbim despre noapte care e de lumină, nu? Vorbim despre listele, așa cum a precizat mai devreme și domnul Sorin Gurdun. Vorbim despre foarte multe emoții. Și tot despre emoții, Miruna, cu permisiunea ta, o să-i invităm din nou împreună cu noi pe acești caroliști extraordinari, pe Felicia Benescu și pe Răzvan Manole, pentru un moment la care nici ei nu se așteptau. Haideți cu mine, haideți! Veniți! Despre filmul pe care știu că îl apreciez și mereu discutăm și avem păreri legate de diferite situații, permit să vă afișez un filmuleț. Bucurați-vă de el! Atunci, așa facem și vom mai avea o surpriză. Deci nu scăpați tot, o să veniți pe scenă. Uneori și în emisiune se întâmplă treaba asta și e foarte interesant, pentru că am invitați care zic gata, hai că am scăpat. Nu este întotdeauna, trebuie să... Mă confirmă. Într-adevăr. Atunci, haideți să vizionăm acest filmuleț împreună și apoi continuăm prezentarea noastră. Ne apropiem de final, așa că trebuie să o facem în stil mare. Și mai avem câteva momente speciale pregătite pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii care urmăresc acum acest eveniment cultural și cărora, pentru că sunt de asemenea din partea Măriei Sale, publicul, noi le suntem recunoscători. Deja nu numai că am zis și am lăsat jos pălăria, am lăsat-o chiar și mai departe. Ne înclinăm în fața dumneavoastră și vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Și în timp momentul în care eu mă voi întoarce spre locul meu,
O să te rog să ne spui de asemenea câteva lucruri despre emoțiile pe care tu le-ai simțit atunci când ai avut în mânuțele tale propria creație, când ai văzut un vis împlinit, când am putea spune că noaptea cu aripi de lumină a devenit un proiect concret, un proiect despre care, iată, astăzi discutăm aici, în botezul oficial, am putea spune. Au ajuns cărțile cu o rapiditate fantastică și nu pot să menționez despre colaborarea foarte eficientă pe care am avut-o cu editura Libris. Oameni foarte prompți care m-au contactat în permanență, mi-au cerut părerea, au venit cu diferite sugestii care au contat enorm pentru mine. Acum, eram în mijlocul pandemiei, eram acasă, am primit un telefon, fără să știu de la editură, nu m-a anunțat nimeni că vor ajunge cărțile, probabil că a fost o surpriză. Eram acasă, după cum vă spuneam, am primit telefonul, nu înțelegeam ce se întâmplă, un băiat foarte simpatic și micuț a venit cu o cutie imensă, plină cu cărți, și nu știu ce să fac cu ele. Am avut un mare șoc. Știam ce se află acolo. Într-un fel sau altul, deși pare foarte greu de crezut, mi-a fost teamă să deschid cutia. Pentru că, dacă putem calcula, acolo se află multe dintre bătăile mele de inimă. Și cred că suntem cu toții foarte curioși să vedem cum arată chipul emoțiilor noastre. Chipul cărții, dacă tot suntem la acest capitol, a fost creat de un foarte bun prieten, care, din păcate, nu a putut ajunge astăzi și căruia îi sunt recunoscătoare și plină de gratitudine. Numele lui este Petru Maran, un om minunat, un profesionist prin excelență, care a reușit să înfățișeze tot ceea ce spune cartea. Avem natură, avem lumină, avem întuneric, avem cer. Dumnezeu, binele, răul și speranța. Cât de frumos ai spus și aș adăuga și pictura. Unul dintre talentele mei este și acesta. Facem niște lucruri deosebite. Sunt onorat să am în colecția emisiunii Avangarda Performanței un tablou cu o româncă. Un tablou realizat de ea, un tablou extraordinar, foarte apropiat de sufletul meu și un tablou pe care nici domnului Rick Harrison însuși, dacă ar veni și mi-ar face o ofertă de nerefuzat, așa cum știm tot dintr-un film celebru, n-aș accepta, n-aș putea să mă despart de el. S-au mai născut de ea, pentru că este o româncă autentică, este o româncă în care vedem mult suflet. Și dacă ne întoarcem în ultima parte a poeziei, dacă nu cer prea mult de Marin Sorescu, revenim și la întrebarea ce-ar dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult, cer prea mult, îți tăie femeia. Atunci, taie mai bine cursurile. Taie-mi iadul și raiul, ori totul, ori nimic. Aș face drumul dintre rai și iad degeaba. Cum să-i sperii și să-i înfricoșez pe păcătoșii din iad, dacă n-am femeia, material didactic, să le arăt? Cum să-i înalț pe dreptii din rai, dacă n-am cartea să le tălmăcesc? Cum să suport eu drumul și diferențele de temperatură, luminozitate și presiune dintre rai și iad, dacă n-am vinul să-mi decuraj? Doamne, eu nu știu cum. Știu, în schimb, că alcoolul dormează grav sănătății. Știu, în schimb, că niciodată lectura nu a deranjat, nu a stricat. Ba din contră, lectura poate să creeze dependență, lectura poate să dea propriile puncte de vedere. Și cred, inclusiv, lectura acestei cărți minunate poate să vă bucure. La finalul întâlnirii, Mirana are o surpriză pentru voi. Desigur, este demersul necesar într-un astfel de eveniment și pentru că ne apropiem din ce în ce mai repede pentru acel moment,
O să noi rugăm și de caroliștii noștri, Vâncea Demescu și Răzvan Manole, să se pregătească pentru ultima interpretare, ultimul moment pregătit special astăzi aici. Și între timp ar mai fi de precizat câteva lucruri. Dacă ne-am gândit, nu știu, tot la fel poate din perspectiva creațiilor tale. În momentul de față, lucrezi pentru un nou proiect? Ne așteptăm și la o altă surpriză? De data aceasta, surpriza va fi prost. Lucrez de ceva vreme. Este o carte pe care am început-o și spre rușinea mea, odată cu mutarea de acasă și cu demersurile necesare pe care le realizează orice student în procesul migrării, să spun așa, face puțin haze de casă și plecarea de acasă pentru toată lumea, oriunde ne-am duce, nu-i mai bine, ca la mama și ca la tata. N-am reușit să desăvârșesc, dar da, se produce o nouă scriere, scriu și cred că, într-un fel sau altul, această carte, care se numește Sinfonia dintre timpuri, m-a ales pe mine, spre deosebire de poezia pe care am scris-o, tot ceea ce se întâmplă în Sinfonia dintre timpuri curge și o face într-un mod în care îmi pot ridica câteva întrebări, mă gândesc de unde au venit aceste idei, ce se întâmplă, dar nu o să vă las descoperiți la momentul potrivit, pentru că acum voi face un obicei din a veni la serile de carte. Abia așteptăm și în călătoria aceasta, pe care, în general, e ce eu fac de fiecare dată cu plăcere, în care suntem invitați la o meditație lirică asupra mitului creației, o temă care a frământat de-a lungul timpului mulți autori, parcurgem la mare altitudine, cu suflete deschise, o noapte cu aripi de lumină. Titlul acestei cărți și tema întâlnirii noastre de astăzi. De asemenea, am auzit de curând o glumiță foarte simpatică și am zis, cred că se potrivește de asemenea în context. V-ați întrebat vreodată ce își spune o carte de matematică sau mai bine să zis ce îi spune o carte de matematică unei cărți de literatură? Este un pic supărată. Cartea de matematică îi spune, uite, tu ești plină de povești frumoase, tu, carte de literatură, pe când eu sunt plină de probleme. Așa că, până la urmă, dacă muzica este poezia matematicii, hai să ne bucurăm de ea. Și să invităm pe acești tineri aici, împreună cu noi, pe scenă. Felicia Gănescu, Răzvan Manole, de asemenea, este în proiectul pe care îl avem în acest moment, secvența muzicală pe care o pregătim. Vai, Felicia, bine ai revenit, ce faci? Bine, mulțumesc! M-am uitat în sală și de fiecare dată încerc să stabilesc acel contact cu publicul, să văd care este starea de spirit. După cum ați observat, nici acum n-am putut să mă respect de camerele de filmat, am zis, băi, una rămâne acolo de bărță, una va fi cu mine pe scenă, pentru că vreau să am control asupra ei, vreau să știu tot ce se întâmplă și vreau să mă ocup de ea. Și, în același timp, pentru invitatele din avangarda performanței de pe scenă, pe care le aveți aici, ele au văzut mecanismul și, de fiecare dată, au remarcat, probabil, acest aspect pe care îl împărtășesc acum și cu dumneavoastră. Am acea dorință de a vedea în ochii dumneavoastră dacă putem să continuăm sau dacă este cazul să ne oprim. Și știu că fiecare dintre noi avem multe probleme, apreciem enorm că, iată, într-o zi, nu chiar atât de favorabilă meteorologic, dar plină de bucurie sufletească, suntem aici și am simțit o rezonanță cu dumneavoastră, inclusiv dincolo de camerele de filmat. Și cred că emoția aceasta va fi una și mai puternică în momentul în care o vom asculta pe Felicia, pe care o vom ruga de asemenea să se îndrepte în zona aceea a Neamului, ca să avem și cadrul bun. Pe una o vom invita să stea mai aproape de zona aceasta. Facem regie, scenografie, totul în direct, ca să funcționeze lucrurile în modul optim. Și apoi vom încheia într-un mod special. Eu l-aș ruga foarte mult pe domnul director George Radu la final să exprime și dumneavoastră un punct de vedere și ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe scenă pentru a păstra acest moment remarcabil și în arhivele televiziunilor care sunt prezente aici, cu Șoferi și Clar TV și, desigur, în sufletele noastre, în sufletele tuturor celor care, iată, și-au lupit din timp
cum spuneam, pentru a veni să ne bucurăm împreună cu Miruna Avram. Despre Miruna mai avem noi o surpriză, dar hai să facem totul la timpul potrivit. Așa că, Felicia Benescu, te rog! Interpretarea aceasta aici este de la Laura Stoica și apoi altul de colegul Răzvan Manoli, perfect de la Eșiu. Dar, iată,
pentru o perioadă în care a pregătit un dar. Un dar, un semn de recunoștință, așa cum și eu îmi propun de fiecare dată când vin în această instituție în care am învățat și cu care mă mândresc, una dintre cele mai frumoase, din punctul meu de vedere, am urmat inclusiv studii doctorale, dar parcă în toate universitățile, în toate școlile, în toate instituțiile de învățământ în care am mers, niciodată n-am putut să găsesc acel sentiment de acasă pe care îl regăsesc aici. Și asta este minunat. Și la fel, la Miruna, am văzut acea lacrimă de bucurie pe care ea a adus-o astăzi împreună cu acest proiect literar pe care ni-l oferă. Și cred că acum... Mi-am revenit și îmi spune că am o stea. Știu că și-a dorit foarte tare să fie aici. Din păcate, cerul a chemat-o, dar continuă după să într-adevăr, este foarte important să spunem că această lucrare este un omagiu adus pentru bunica Mirunei. Bunica ei ne privește. Acum este cu noi aici. Să spunem că de fiecare dată când facem un lucru minunat, cei dragi, indiferent dacă sunt într-o formă fizică sau nu, ei ne ajută. Și în acest caz, v-aș propune să păstrăm și un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt printre noi și poate și-ar fi dorit să fie și fizic. Dar ei sunt în mod cert, acum, aici, cu sufletul. Vă mulțumim! Este, într-adevăr, așa cum v-am avertizat. În general, când prezint știrile, am acel moment în care nu-mi face niciodată plăcere să spun că, atenție, urmează imagini sau informații care vă pot afecta emoțional. Uneori, iată, emoțiile ne pot afecta și dacă sunt emoții favorabile. Și haideți să aducem emoțiile favorabile cât mai aproape de sufletul nostru și să continuăm această prezentare, de asemenea, cu Felicia Gănescu și cu Răzvan Manole. Miruna, noi îți mulțumim din suflet pentru ceea ce faci pentru noi și suntem onorați să te avem aici, în Mușcă, să ne putem mândri, indiferent de unde ești, indiferent ce proiecte realizezi sau unde le realizezi. Și asta se întâmplă, de asemenea, cu acești caroliști de serviți, Felicia Gănescu și Răzvan Manole, pe care vă propun să-i ascultăm în momentele următoare. O să rămân și eu aici și o să aflați imediat de ce. Thank you.
felicitări și, într-adevăr, o interpretare perfectă, o prezență perfectă, o carte pe care sperăm să o simțiți în aceeași măsură. Înainte de următoarea piesă, v-aș propune să facem așa, o mică înțelegere și să-l invităm. Facem ca la muzică, cu cantoriștii, pare că suntem în timpul unei repetiții și avem o surpriză. Domnul director tocmai a intrat în amfiteatru. Păi putem să ne invităm împreună cu noi și să ne un punct de vedere despre autoarea acestei cărți, despre cea care a fost și iată, a rămas carolistă, așa cum spuneam, aici, în cadrul Colegiului Național Pedagogic Carol Tâl, unde a ales. Felicitări minunat și cred că în cadrul poștiunea și vreau să vă întorc, că mă simt bine între voi. Dacă mai sunt prezent astăzi aici, să știți că motivul sunteți voi. Vederea acestei școli și absolvenția acestei școli. Faptul că astăzi Miruna ne-a invitat la un eveniment special, când acum câteva luni, nu în amfiteatru, în curtea interioară, ne luam zborul, tu ai venit pe Brașov și ai venit astăzi, domnișoara educatoare, domnișoara studentă la Litera și ce ai început de când, așa de frumos spunea domnul Dordun, de când erai acum continui, și te felicit și îți mulțumesc foarte mult că ai adus la școală colegii tăi, mi-ai adus pe scenă colegii tăi, adică și Răzvan și Felicia, sunt colegii tăi de pedagogici, ați copilărit și îi copilăresc în continuare în școală. Mă bucură enorm de mult acest lucru și stăteam în sală și îmi imaginam ce ar fi fost dacă această lansare ar fi fost al alteri sau până să fim vacanță. În fața o sală plină cu colegii tăi, ce exemplu le-ai fi dat tu, cât de ușor simți că te poți realiza parcurgând o perioadă în acest spațiu școala normală de arătării. Felicitări mâna și te asigur că dacă te grăbești și vei finaliza acel roman, că vom face o lansare aici, alături de colegii tăi. Felicitări încă o dată! Felicitări de fapt! Aici avem domnul și domnul Sfastru, avem 5 generații de caroliști. Începând cu mine și cea mai bună. Vă mulțumim din suflet, domnul profesor de cercetare, domnul director al Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpulung și o gazdă minunată care fiecare dată. Am remarcat un aspect foarte interesant și nu știu în câte instituții de învățământ se întâmplă acest lucru, ca uneori, iată, acum suntem în vacanță. Dar, pe domnul director, și asta știu din perioada Radio Caroliștii, cât de mult lucram împreună la proiecte, inclusiv cu dumnealui, inclusiv în weekend, inclusiv în ore poate nepotrivite, dacă ne gândim la cei care apreciază foarte mult starea aceea de confort sau atitudinea pe care eu o detest din tot sufletul, asemănă, ce contează.
Nu, în niciun caz dumnealui a fost și este acel model de lider și cred că exemplul pe care mi l-a oferit pe fiecare dintre noi ne ajută, ne-a ajutat și ne va ajuta să devenim mult mai buni în ceea ce facem. Și pentru asta îl felicităm, îi mulțumim și iar acum este timpul pentru ultimul sau poate și cinci. Hai să vedem ce moment muzical ne-au pregătit. Eu cred că mai urmează ceva. Și s-ar putea să fie o surpriză inclusiv pentru Felicia și Răzvan și cred că pentru unei din sală. Poate ați văzut că aici sunt foarte multe flori. Și să fie, domnule, atâtea flori. Bun, era în sală de carte, e frumos, să-i aduce o tăre, o floare, e frumos să-i aduce o vorbă bună, pentru că am încerc scuze, dar de la o vreme n-am mai oferit flori doamnelor, domnișoarelor din viața mea, pentru un motiv simplu. Mai din Sagres m-a învățat că fetele pot să-și cumpere și singure flori. Și am zis, băi, cine sunt eu să o supăr pe artistă de succes internațional, cu o chestie, un mega hit pe care îl avem și la radio de asemenea și cam peste tot. Tocmai de aceea, în locul unei flori, aș propune să oferim poate și o floare, dar și o urare. Știți de ce? Astăzi, 8 aprilie, când realizăm întâlnirea noastră și lansarea cărții Noapte cu aripi de lumină, se mai întâmplă ceva foarte important. Este ziua de naștere a Mirunești. Exact. La mulți ani, Miruna, și dăm voie, te rog, să-ți oferim și noi o surpriză. Și chiar și eu așa, mă rog, mai mult cu mimica. Haideți să-i cântăm împreună la mulți ani. Producție, inclusiv pentru televiziune, așa cum am spus.
Nu mai lungesc vorba și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. În general, în finalul emisiunilor de Avangarda Performanței, zic, e momentul să ne rămânem mai bun, mai lungesc vorba mult de la montaj trebuie să tai și la și, în final, ajung la replica aceea magică. Mi-am luat pălăria și am zburat. Deci, cu pălăria am zburat, toate cele bune v-am urat, dar nu înainte de a vă invita să vă îndreptați către minuna pentru cine își dorește să primească un exemplar cu autograf. Mai multe detalii în acest sens ea o să vă ofere și cred că acest lucru va fi amenajat aici. Miruna, încă o dată felicitări și eu îți mulțumesc, vă mulțumesc, îi mulțumim domnului director, mulțumim pentru că suntem aici în cadrul Colegiului Național de la Cacic Carol I din Câmpurân și încheiem în stilul carolist. Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Mulțumim! Este una dintre cele mai importante persoane din viața mea. O precizare este următoare. În momentul în care v-am mulțumit, am omis domnilor profesori. Ei bine, totuși am completat cu prietenilor. Sper că nu este prea mult, dar am ajuns la concluzia că dumneavoastră sunteți prietenii mei de preț. Sunteți prietenii mei pe care voi trata întotdeauna cu respect deosebit. Domnul profesor de la Sfântul Iacob, Școala Creștină, în care am avut șansa și ocazia să primesc valori extraordinare, domnul profesor de la Carol, în fața cărora mă înclin, la care mă fac în fața tuturor. Ne vedem jos pentru cine dorește să satisfacționeze cartea cu un mic autograf, poate o mică poză. Vă mulțumesc încă o dată pentru absolut tot și vă doresc să aveți zile exact așa cum i-ați făcut-o mie astăzi. Și felicitări și salutări de asemenea părinților minunați care au susținut-o în tot ceea ce face Miruna și o susțin în continuare. Și dumneavoastră le mulțumim, îi felicităm și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Mulțumim!